Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna decembrie. O ședință cu proiecte foarte importante pentru evoluția, să zic, autorității publice locale în 2024. Ședința să preia conducerea ședinței. Bună ziua și bine ați venit la lucrările ședinței ordinare, în data de 27.12.2023. Trecem la punctul 1, aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.12.2023. Spune la vot cine este pentru. 16 voturi pentru și 2 din urmă. 17. Facem precizarea că 15 colegi sunt prezenți fizic în sală și 2 colegi sunt în online, doamna Mărcudoreanu și domnul Debreță. Punctul numărul 2 pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.11.2023. Supunem la vot cine este pentru. Abținere, împotrivă, pe 17 voturi pentru. Punctul numărul 3, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 5.12.2023. Supunem la vot cine este pentru. Abține, împotrivă, 17 voturi pentru. Trecem la punctul numărul 4, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 14.12.2023. Supunem la vot cine este pentru. Abține, împotrivă. 17 voturi pentru. Trecem la punctul numărul 5, proiect de hotărâre pentru validarea dispoziției primarului numărul 803 din data de 20.12.2023, privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuirea orașului Târmănești, județul Bacău. Câteva precizări, am vorbit și la ședința pe comisie, este vorba de o sumă de 46.000 lei veniți în 20.12.2023, virați în contul oraș Târmănești. Noi avusesem o ședință extraordinară cu câteva zile înainte și am discutat cu doamna contabil șef ca să emitem o dispoziție de primar prin care am distribuit acești bani către asistență socială. Asta era destinația lor, asigurări și asistență socială, salarii. Și pentru a putea face plățile la timp, am emis această dispoziție privind rectificarea bugetului local, așa cum prevede legea, în prima ședință de consiliu local se validează dispoziția primarului. Dacă sunt întrebări, mulțumesc, puneți la vot. Supunem la vot cine este pentru. Abține, împotrivă, 17 voturi pentru. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de zonă fiscală a modului de evaluare a acestora și încadrarea în categoriile de impozitare a imobililor clădiri de reiuri situate între volantul orașului Târmănești și Bacău. Da, este vorba de un proiect de hotărâre prin care aprobăm indicatorii de zonare fiscală și modul de evaluare a acestora, precum și încadrarea în categoriile de impozitare a imobililor clădiri și terenuri situate în intraglanul orașului Târmănești. La articolul 2 aprobăm indicatorii de zonare a imobililor, terenuri și clădiri, conform anexei 1. Avem, sigur, și punctajul de încadrare în zonele de impozitare, având la bază indicatorii de evaluare a imobililor clădiri, conform anexei 2. La articolul 4 aprobăm încadrarea străzilor cu imobile, clădiri și terenuri aferente situate în intravilanul orașului Târmănești în zonele de impozitare conform anexei 3. La articolul 5, terenurile deținute de persoanele fizice sunt încadrate în zona de impozitare A. Terenurile la articolul 6 situate în extravilanul orașului Târmănești, indiferent de categoria de folosință, sunt încadrate în zona D. Am inițiat acest proiect de hotărâre pentru că, așa cum spuneam la ședința pe comisie, în cursul anului 2023 au fost făcute investiții în modernizarea străzilor și amintesc aici pachetul de 7 străzi pe care l-am asfaltat și modernizat din buget local
Și pe măsură ce aceste străzi sunt modernizate, sigur că trebuie să încadrăm corect în indicatorii de zonare fiscală imobilele care sunt aferente străzilor modernizate. Punctajul de încadrare l-am stabilit conform legislației în vigoare și pentru fiecare, eu știu, punct acordat în cadrul unei străzi, acel punctaj stabilește și indicatorul de zonare. Zona A, zona B și așa mai departe. Sigur că ținta noastră este ca toate străzile de pe raza orașului Dărmănești să reușim să le modernizăm și în 2023 am mai finalizat încă 4 străzi, suntem acum la recepția finală. În 2024, cred că și aceste străzi, la sfârșitul anului, vor intra în zonare, să zic, și în funcție de investițiile pe care le facem, trebuie să regăsim aceste imobile în indicatorul de zonare. Și vedeți că în anexa numărul 1 la proiectul de hotărâre avem punctaj acordat în funcție de canalizare, rețea de apă potabilă, iluminat stradal, rețea de gaz, telefonie, internet, drum asfaltat, neasfaltat, drum betonat, sunt locuințe individuale, sunt locuințe colective, distanța față de centru civic, trotuare și așa mai departe. Deci legislația prevede stabilirea unui punctaj în așa fel încât zona A este încadrată dacă sunt îndeplinite cel puțin 7 puncte, adică un punctaj mai între 7 și 9 puncte încadrăm imobil în zona A, un punctaj între 5 și 6 puncte zona B și cu mai puțin de 4 puncte în zona C. Sigur că aceste investiții, așa cum spuneam și la ședința pe comisii pe care noi le facem, sunt verificate de către cei care ne controlează, Curtea de Conturi și nu numai, și imediat dacă am reușit să finalizăm o investiție în modernizarea unei străzi sau unei rețele de gaze sau, eu știu, canalizare apă, suntem întrebați de ce nu am venit și cu corecția de zonare aferentă, în așa fel încât să existe o corelație între investițiile făcute de autoritatea publică în localitate și taxele și impozitele aferente zonării. Dacă sunt întrebări legate despre punctul numărul 6, vă rog. Mulțumesc. Spune-mi la vot cine este pentru. Abținere împotrivă, 17 voturi pentru. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, adică orașul Dărmănești, județul Bacău. Este un proiect de hotărâre care stabilește impozitele și taxele locale în 2024. Și așa cum am precizat și la ședința pe comisii, în 2024 taxele și impozitele locale vor fi majorate cu rata inflației. Nu avem alte creșteri de taxe și impozite decât cele care sunt legate de, sau cuantumul legat de inflație, care este de 13,8%. Suntem obligați să facem această corecție cu rata inflației în fiecare an. Sigur că în alți ani erau pe lângă rata inflației și procente care țineau de creșterea efectivă a taxelor și impozitelor. Repet, în 2024 nu avem o creștere a taxelor și impozitelor, decât corecția cu rata inflației, care de altfel este prevăzută în codul fiscal și suntem obligați să o facem. Și aici avem, de fapt, pe articole, lista străzilor cu imobile din categoria A, B, C și așa mai departe, terenul și tot ce ține de zonare și de corecția cu inflația. Dacă aveți întrebări, vă rog. Mulțumesc. Supunem la vot cine este pentru. Abțineri, împotrivă, 17 voturi. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de stabilizare pentru anul 2024 datorată din utilizatorii non-casnici, persoanelor juridice și agenților economici din orașul Dărmănești.
Este vorba de un proiect de hotărâre la fel de important ca și cel cu taxele și impozitele, prin care se reglementează taxa de salubrizare pentru persoanele juridice în 2024. Ca și în anul 2023, am aplicat din start principiul plătește pentru cât arunci. Deci fiecare persoană juridică de pe raza orașului Dărmănești plătește și în 2024 în funcție de cantitatea pe care o generează. Și la articolul 1, vedeți că noi avem o relație de calcul în care spunem foarte clar, această taxă de salubritate este formată din numărul de recipiente pe care le scoate agentul economic în fiecare lună, frecvența de colectare, tipul de recipient, valoarea pe bubelă și, sau valoarea pe container. Noi avem două tipuri de recipiente. Avem o bubelă de 0,12 metri cubi care este în posesia persoanelor juridice și pentru 2024 o bubelă costă 40 de lei și în funcție de câte bubele scoate agentul economic va fi impus și avem acele containere de 1,1 metri cub, containerele metalice pe care o parte din aceste containere le-am dat în decursul anilor trecuți cu titlu gratuit către persoane juridice mai mari, deci vorbim de firmele mai mari. Un container de 1,1 metri cub este, conform calculelor făcute, are valoare de 367 de lei. Aceste valori, fie 40 de lei, fie 367, au rezultat din împărțirea facturii pe care noi astăzi o plătim la ADIS, la cantitatea de gunoi generată. Deci, în funcție de cât produce un agent economic, fie are bubelă de 40 de lei, fie are container de 367 și de frecvența cu care, pe care o, cu care scoate aceste recipiente la, eu știu, operator, va plăti. Spuneam că în 2023, în luna august, acest post cu ridicarea și transportul deșeurilor menajere la groapa de gunoi de la Bacău s-a majorat, a crescut. Noi, în cursul anului 2023, n-am mai modificat această taxă. În 2024 suntem obligați, în funcție de costul pe care noi îl avem cu operarea serviciului, să facem și aceste ajustări. Rugămintea mea este că ca persoanele juridice să vină și să se încadreze în termenul stabilit în această hotărâre de Consiliu, adică până la 31 ianuarie 2024, cu acele declarații pe care le fac, cu numărul de persoane, cu ce frecvență de colectare vor să fie impuși la noi, cu tipul de container pe care îl are, în condițiile în care până la 31 ianuarie 2024, un agent economic nu vine să facă această declarație, noi vom folosi baza de date pe care o avem acum la dispoziție din 2023 și dacă au apărut modificări în plus sau în minus, practic nu ne asumăm aceste lucruri dacă n-au venit să facă aceste declarații la timp. Sigur că reiterez rugămintea de a face acea colectare selectivă. Costurile cu gunoiul menajer cresc de la an la an și singura noastră soluție este să scădem cantitățile. Putem să scădem cantitățile și ca atare să plătim mai puțin în condițiile în care vom avea o selectare, o selecție mai mare a deșeurilor reciclate. Tot ce ține de plastic, hârtie și așa mai departe, trebuie să puse separat și vine mașina să colecteze separat. Deci, am aplicat principiul plătește pentru cât arunci. Am stabilit un mecanism care permite fiecare agent economic să vină și să spună ce tip de deșeu are nevoie, câți angajați are și care este frecvența de colectare. Am stabilit un cost pentru fiecare tip de recipient în parte. Firmă mai mică, 40 de lei cubelă, firmă mai mare, container de 1,1 metri cub, 367.
și sper ca în decursul anului 2024 să reușim să încasăm aceste sume pe care noi trebuie să le virăm lunar la operator. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare datorată în anul 2024 pe raza orașului Dărmănești de către persoanele fizice. Și la persoanele fizice am stabilit o taxă care, din datele pe care le avem, este cea mai mică din urban, din cel puțin din zona noastră. În anul 2023, această taxă pe persoană a fost de 14 lei. În anul 2024, taxa pe care o propunem este de 16 lei pe persoană și pe lună. Și aici avem un calcul făcut foarte detaliat, cu o formulă de calcul, de unde a rezultat acest 16 lei. În realitate, costul este mai mare de 16 lei. Am rugat colegii să rămânem cu 16 lei și sperăm să reușim să încasăm de la toți această taxă pentru a putea să ne achităm factura pe care o avem. În fiecare an și aici avem o creștere a cantității de gunoi menajer, fie datorată faptului că eu știu, tot mai multe persoane au revenit în zonă și generează mai mult, sau persoanele care sunt produc mai mult gunoi. Rugămintea și în acest caz este să selectăm, pentru că este singura soluție de a plăti mai puțin. Așa cum am discutat la ședința pe comisii cu colegii, în cursul anului 2024 vom implementa un proiect cu fonduri europene, avem semnat contractul de finanțare, prin care nu vom mai plăti taxă din 2025 la persoane fizice, ci vom avea un cost pe pubel. Fiecare persoană fizică va avea în proiectul pe care îl implementăm în 2024 un cod de bare și vom avea o taxă pe pubel. Și atunci, dacă vom scoate 10 pubele, vom plăti pentru 10 pubele, dacă vom scoate o pubelă, la fel vom plăti ca atare. Deci rugămintea mea este și la persoanele fizice, până la 31 ianuarie, fiecare persoană fizică să vină să facă acea declarație de impunere, în care va preciza câte persoane sunt în locuință. Și în acest an am convenit să plătim familiile care sunt mai numeroase, să plătim până la 4 persoane. Celelalte care sunt peste 4, am spus noi să nu mai plătească, pentru că este o povară destul de mare. În cazul în care aveți, eu știu, modificări în această structură de oameni din casă, fie sunt copii plecați la facultate sau la lucru în străinătate, veniți și faceți acea declarație până la 31 decembrie. În cazul în care au intervenit, eu știu, modificări în sensul a decedat un membru al familiei, veniți la fel și faceți ca să putem să scădem din numeric. În cazul în care aceste declarații nu vor fi depuse până la sfârșitul lunii ianuarie, colegii de la impozite și taxe vor prelua baza din anul anterior și veți fi impuși ca atare. Rugămintea și la persoanele fizice, repet, să avem o selectare mult mai mare decât în 2023, pentru că neselectând și punând aceste deșeuri în amestec, nu facem altceva decât să creștem cantitatea de gunoi menajer și, ca atare, factura care este aproape de 2 miliarde pe lună. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. 17. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, parc în suprafață de 2150 metri pătrați, situat în strada Chimiei, numărul 132, orașul Dărmănești, numărul cadastral 62772, ca urmare constatării stării tehnice de teren. Codul fiscal ne permite să luăm astfel de decizii în cazul în care avem imobile, terenuri sau clădiri neîngrijite și ca și în anii anteriori, noi avem câteva situații mai aparte în care, deci,
și am avut nenumărate discuții cu proprietarii, nenumărate, eu știu, corespondențe, acești proprietari nu se conformează și în continuare terenurile sau casele pe care le dețin sunt într-o stare avansată de degradare și conform legislației și hotărârilor de consiliu pe care le-am aprobat, propun majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul suprafață de 2150,03 metri pătrați, situat în strada Chimie 132, orașul Dărbănești, ca atare a, eu știu, neconformării din punct de vedere al solicitorilor pe care le-am făcut să-și întrețină răbdacul, să-și facă curățenie pe acel imobil și, repet, deși am făcut mai multe corespondențe cu proprietarul, până la acest moment nu s-a întâmplat nimic bun în proprietatea respectivă. Arată atât terenul cât și gard și ce mai e acolo într-o stare deplorabilă. Ca atare, propun majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul la care am făcut trimiterea. Dacă sunt întrebări, spunem la vot cine este pentru. Împotrivă 700.000. Punctul numărul 11, proiect de hotărâre privind majorarea 500% al impozitului pentru imobilul clădire și imobilul teren în suprafață de 2.485 metri pătrați situate în strada muncii numărul 3, oraș Bărmăiești, ca urmare a constatării stării tehnice de teren și clădire neîngrijite. Este vorba de al doilea caz la care vin cu propunerea de majorare cu 500% impozitului pentru imobilul clădire și imobilul teren. Dacă în prima variantă aveam doar un teren, acum avem și clădire și teren. Situate în strada Muncii, zona ANL, este vorba de proprietatea situată între locurile ANL și parcul primăriei. E zonă centrală. Această proprietate a aparținut de punctul inițial Ioan. Înțeleg că moștenitorii, deși au promis că vor interveni și vor face lucrările necesare acolo, întreținerea gardului, curățenie și așa mai departe, până la acest moment nu s-a întâmplat nimic. Mai mult decât atât, și clădirea, acea casă care este situată în strada Muncii numărul 3, arată deplorabil, focat de infecție, nenumărate plângeri. Am avut registrate la primărie din partea, în special, a riveranilor din zonă. Am transmis aceste solicitări urmașilor. Poliția locală a și amendat de mai multe ori acești moștenitori. Până în acest moment, repet, nu s-a întâmplat nimic. Atare, propun și în acest caz majorarea cu 500% a impozitului pe teren și clădire. Dacă sunt întrebări, spunem la vot. Cine este pentru? Opțiunea din potrivă. 700.000. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului de urbanistic general și a regulamentului local de urbanism, aferent aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 16 din 2007, a 4-a 2001. Propun prelungirea prin acest proiect de hotărâre a Consiliului Local a valabilității planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism. Planul a fost aprobat în 2001 prin hotărârea numărul 16 din 2007. Legislația prevedea ca planurile urbanistice de la interiorul ATU-urilor să fie aprobate până cel mai târziu la 31.12.2023. Sigur că și noi suntem cu planul urbanistic general într-o fază avansată de, eu știu, lucru. Sperăm ca în prima parte a anului 2024 să finalizăm cu avizele și să putem să aprobăm acest plan urbanistic general. La nivel de guvern, pentru că s-a văzut că nu, acest termen de 31.12.2023 nu este un termen, eu știu, plauzibil, s-a propus prelungirea acestor, prin hotărâri de Consiliu, acestor planuri urbanistice generale de la nivel de OAT-uri,
până la 31 aprilie 2026. Pentru că, repet, nici noi nu ne-am încadrat în ținta de 31 decembrie 2023, am inițiat acest proiect de hotărâre prin care solicităm prelungirea planului urbanistic general pe care îl avem astăzi în primărie, până la aprobarea noului plan urbanistic general, care e în lucru, dar nu mai târziu de 31 aprilie 2026. Dacă aveți întrebări. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă, 17 deputate. Cu numărul 13, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea alineatul 4 al articolului 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 155 din data de 13.11.2023 privind stabilirea numărului de persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dumnezeu, județul Bacău, în conformitate cu prevederile legii 296/2023. În 13 noiembrie 2023, Consiliul Local a aprobat o hotărâre de Consiliu prin care se stabilea măsurile privind organizarea structurii funcționale și ca atare comportamentație individuală, având loc acea reducere cu 10% a personalului din aparatul de specialitate a primarului și mai spunea ordonanța respectivă, nu, legea 296, că până la sfârșitul anului, adică până la 31 decembrie 2023, Consiliul Local trebuie să aprobe prin proiect de hotărâre, reorganizarea structurii funcționale. Sigur că noi pregătisem această hotărâre de Consiliu, numai că s-a modificat schimbarea și a apărut o prorogare a termenului de 31 decembrie 2023 până la 30 iunie 2024. În hotărârea pe care noi am aprobat-o în noiembrie, spuneam la aliniatul 4 că până la 31 decembrie 2023 trebuie să facem această treabă. Prin proiectul de hotărâre pe care l-am propus astăzi, aprobăm modificarea și completarea aliniatului 4 din și al articolului 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 155 din 13 noiembrie și spunem că măsurile privind reorganizarea structurii funcționale prevăzute la aliniatul 1 și 2 ca urmare aplicării prevederilor prezente în hotărâri, inclusiv organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare, se vor aproba în condițiile legii până la 30 iunie 2024. Inițial era 31 decembrie 2023. După modificarea legislativă, am venit și am făcut această corecție, deci până la 30 iunie 2024. Noi cred că vom veni în luna ianuarie cu acest proiect de hotărâre privind reorganizarea structurii funcționale și nu vom aștepta până la 30 iunie, dar, repet, pentru că și Guvernul este într-o continuă mișcare și, să zic așa, reașezare vis-a-vis de structurile funcționale, e posibil ca și în ianuarie să ne apară modificări legate de această reorganizare. Dacă nu vor fi, cred că în luna ianuarie vom veni cu un proiect de hotărâre prin care vom propune aprobarea structurii organizatorice. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Deci 16 pentru și cu abține. Punctul numărul 14, proiect de hotărâre privind acceptarea consolidării oferite de către persoana juridică SECBAC-ul Panel SRG, constând un transfer cu titlul gratuit în proprietatea OATE de Mânești, a unor bune materiale cu o valoare de 132.481 lei fără TVA. Este un proiect pe care l-am inițiat în urma unor discuții avute cu reprezentanții HSBAC-ul Panel SRG, în persoana domnului director, care a venit și ne-a propus o sponsorizare în elemente de panel și nu numai. Valoarea acestor bunuri, 132.481 lei. Aceste bunuri vor fi folosite în amenajarea, în special, a școlilor de perează orașului Dărătești, și am spus noi, școala 3, școala 1, Școala Lapoș, Cămine Culturale și așa mai departe.
Și eu aș completa aici, domnul secretar, și pentru alte, eu știu, utilități care țin de domeniul public. Da, să vedem, pentru că noi avem, de exemplu, nu știu, facem o scenă la școala numărul 2 sau la școala numărul 3. Deci sunt aceste bunuri folosite în special pentru școli cămine culturale și ele sunt cu titlu gratuit. Spuneam că sunt elemente de panel, acel panel pe care dumneavoastră îl produc. Am făcut contractul de sponsorizare, l-am aprobat încă din luna noiembrie. Aceste elemente de panel sunt în magazia primăriei. Practic, am discutat cu colegii să dăm și o hotărâre de consiliu să știm exact unde se duc aceste materiale și pe ce se cheltuie. Orice fel de sponsorizare este binevenită și sigur că și noi, la rândul nostru, putem să dăm mai departe. Nu știu, eu mă vedeam, de exemplu, și dacă mai avem situații incendii pe raza orașului Târmănești și ne-ar ajuta ca o parte în aceste materiale, măcar pentru situația de urgență, se poate fi folosit. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Acțiunea e din patrimoniul 17 vârstea. Punctul numărul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat în Provoate Târmănești și administrația vaginală de apă Sire prin sistemul de gospodărire a apelor Baco pentru realizarea lucrurilor de decolmatare și reprofilare a cursului de apă în Uz, zona Monte Târg, Punte, Rupturi, segment situat pe raza administrativă teritorială a orașului Târmănești. Spuneam în ședința anterioară că ne-am avut în 2023 un proiect de decolmatare a râului Uz. Și mare parte din aceste lucrări au fost făcute de administrația vazinală pe cheltuiala dumnealor. Sigur că dorința noastră este să decolmatăm râul Uz până la în zona zidului barajului, pentru că aceste lucrări de decolmatare nu au mai fost făcute în ultimii 30 de ani. Și în mare parte, Albia este colmatată, iar în situațiile în care cei de la Apele Române sunt nevoiți să descarce o cantitate mai mare din baraj, imediat intervin, inundații, creează, disconfort, pentru că Albia nu mai are capacitatea de preluare. Și atunci am discutat împreună cu chiar la vizita Ministrului Mediului la Dămănești și cu domnul director general de Apele Române, necesitatea de colmatării cursului de apă Uz până la zidul barajului. Sigur că acea ordonanță care a venit și a limitat, cheltuielile cu bunurile și serviciile, a plătărat undeva și banii pentru motorină la cei de la Apele Române și atunci am încheiat acest protocol pentru a sprijini noi cu 600 de litri de motorină din rezervele pe care le avem la primărie, utilajele pe care dumneavoastră le-a pus la dispoziție pentru a trece de un punct critic, acea punte la Păscuri. Spuneam și la ședința pe comisii că adiacent acestor decolmatări este șoseaua de centură. Noi avem prevăzute niște lucrări, niște epiuri acolo. Prin această decolmatare, practic, acele epiuri nu mai sunt necesare a fi făcute pentru că am dus apa mult mai departe decât șoseaua de centură. Repet, am aprobat acest protocol, am pus la dispoziție cei 600 de litri de motorină. Lucrările au fost finalizate în cursul lunii decembrie, până în zona în care ne propusesem și am venit cu acest proiect de hotărâre pentru a aproba acest protocol de colaborare. Dacă sunt întrebări, mulțumesc! Supunem la vot cine este pentru. Obține în tot numărul 17. Da, pentru că am ajuns la punctul numărul 16 diverse, vreau câteva precizări să fac, după care, dacă aveți, subiecte legate de punctul diverse, vă rog.
În primul rând, aș vrea să le mulțumesc cetățenilor pentru efortul pe care l-au făcut de a-și plăti taxele și impozitele. Să știți că proiectele pe care noi le avem în derulare sunt strict, strict condiționate de plata acestor taxe și impozite. Avem peste 20 de proiecte cu fonduri europene, care sunt în diverse faze de implementare și la fiecare proiect avem o cofinanțare, adică pentru cei care nu știu ce înseamnă această cofinanțare, sunt banii pe care noi trebuie să-i punem din taxele și impozitele locale. La acest moment am reușit în mare să ne acoperim toate cheltuielile pe care noi le avem cu aceste proiecte cu fonduri europene și în mod special mulțumesc tuturor celor care au înțeles să-și plătească taxele și impozitele la timp. Pentru că, repet, fără acești bani n-am fi reușit să acoperim cofinanțările. În al doilea rând, avem și proiecte din bugetul local, care sunt susținute numai din taxele și impozitele pe care dumneavoastră le achitați și mă refer proiecte mari pe care le facem, dincolo de extinderile de gaze pe care le-am făcut și extinderile de apă și numai în cursul anului 2023 am avut extinderi de rețele de gaze de peste 7-8 km, toate achitate din bugetul local. Am avut și un pachet de 4 străzi cu valoare de 1 milion de euro pe care le-am modernizat și cei de la Dărmăneasca, Dumbravei, deci calea Valea Marului, Dumbravei, Castanilor, Garofiței și așa mai departe. Acele străzi au fost asfaltate cu banii dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată. Repet, fără aceste taxe încasate la timp, n-am fi reușit să mergem mai departe aceste proiecte. Și în cursul anului 2024 avem foarte multe proiecte, fie cu fonduri europene care au nevoie de cofinanțare și cofinanțarea e în valoare de câteva milioane de euro, deci doar cofinanțarea, și vom avea și proiecte din bugetul local care, sigur, vor fi aprobate în cursul anului 2024. Ne-am propus ca să continuăm procesul de modernizare a străzilor. Suntem la proiectare acum cu două pachete de străzi. Este vorba de străzile din cartierul Josen, cele care nu sunt asfaltate, și străzile din cartierul Triad. La acest moment sunt în proiectare, îmi doresc ca în cursul anului 2024, în funcție de resursele locale pe care le avem, să lansăm o procedură de execuție din buget local. Și, sigur, multe alte proiecte pe care le avem. În al doilea rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați acordat comunității locale în toate activitățile pe care noi le-am întreprins, fie de la, nu știu, lucrări care țin de obiectivele de investiții și ați înțeles disconfortul pe care l-am creat până la modul în care v-ați comportat față de turiștii care au venit la Dărmănești și nu au fost puțin față de 2016 numărul turiștilor care au trecut pragul localității noastre a crescut de 500 de ori. Și sigur că relația și impactul în primul rând este cu cetățeanul și cred că modul în care dumneavoastră v-ați comportat a dus și la creșterea semnificativă a numărului de turiști pe care îl avem. Ne-aș dori foarte mult ca să fiți alături de noi și la sfârșitul de an, 31 decembrie, avem Festivalul Ursului, începând cu ora 11, vom ține acest festival, vă invităm pe toți și nu mai să fiți alături de noi, pe platoul Târgului Săptămânal, acolo unde l-am ținut și anul trecut. Spuneam, ora 11 vom pleca din fața primăriei, toate cetele sunt doar din Dărmănești, avem 8 cete înscrise. Fiți alături de ceata pe care o susțineți, pentru că contează foarte mult în clasamentul pe care noi îl facem, punctul de vedere a dumneavoastră. Mulțumesc, să ne dea Dumnezeu un an cu sănătate 2024 și cu implementarea proiectelor pe care ni le-am propus. Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră, vă rog. Mă vreau să transmit și eu pentru cetățenii din Dărmănești și dumneavoastră, colegii noștri, un an 2024, cum primim sănătate și un la mulți ani.
Călduros. Mulțumesc. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, mulțumesc tare mult. De care am mulțumit. Să vă mulțumim.
500 de persoane aleasă sunt trimis ca vestitori de la noi poruncitor. Dacă dumneavoastră binevoiți colinda noastră să primiți. Primiți colinda ori nu? Primim. God be my Lord, my Florile dale, copii sănători la masă, flori de mărul, merișorul. Masă-i plină
fructorile tale. Așa să-ți ajute Domnul, Domnul de mărul merișorul. Deschide ușa creștine.
Să ai casa
Să ne plătim colinda acum, nu? Să fii sănătoasă. Dacă frumoasă ești, ia uitați-vă cât e de frumoasă, da? Deci facem aici, ne ducem la România Odale. Pregătește-te că ne susținem, da? Sărbuna, mulțumim tare mult. Mergeți un pic și la pătrân? Da? Mulțumim, sărbuna. Da, da, da. La mulțumim tare mult, zi frumoasă și toate cele bune.